Meteorologia anunță temperaturi mai coborâte decât cele normale în această perioadă în zona montană, însă în ultima parte a intervalului, care se încheie cu ziua de Crăciun, temperaturile vor fi peste cele normale. Săptămâna 27-4-12-2023, valorile termice vor fi ușor mai coborâte decât cele specifice pentru această săptămână în zonele montane, iar în rest se vor situa în jurul celor normale. Regimul pluviometric va fi excedentar în regiunile vestice, nord-vestice și centrale, dar mai ales în zona munților Apuseni și nordul Carpaților Orientali, iar în rest va fi în general apropiat de cel normal pentru acest interval. Săptămâna 4-12-11-12, temperaturile medii vor fi mai coborâte decât cele normale pentru această perioadă în toate regiunile, dar mai ales în zonele montane. Cantitățile de precipitații vor fi ușor excedentare în regiunile sud-estice, iar în rest vor fi în general apropiate de cele normale pentru acest interval. Săptămâna 11-12-18-12, temperatura medie a aerului va avea valori în general apropiate de cele normale pentru această perioadă la nivelul întregii țări. Regimul pluviometric se va situa în jurul celui normal pentru această perioadă la nivelul întregii țări. Săptămâna 18-12-25-12, valorile medii termice se vor situa ușor peste cele specifice pentru această săptămână, în cea mai mare parte a țării, dar mai ales în jumătatea nordică a țării. Cantitățile de precipitații vor fi în general apropiate de cele normale pentru acest interval în toate regiunile, relatează știrile ProTV.ro.